Au scris istorie la Jocurile Olimpice, la campionatele mondiale, dar și la europene. Au dus drapelul României pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și au bucurat milioane de români cu rezultatele lor. Vorbim despre soții Ionela și Marius Cosmiuc, care au anunțat că se retrag din canotaj în acest an. Despre rezultate, despre bucurii, despre provocările majore, dar și despre planurile de viitor au vorbit într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, realizat de colega noastră Violeta Moroianu. Bine, de 17 ani a muncit Marius Cosmiuc pentru a aduce cele mai bune rezultate la canotaj pentru România, iar soția lui numai puțin de 15 ani. O viață întreagă, cum spun cei doi sportivi de performanță. Au venit din Bucovina pentru a transmite tuturor că munca și respectul sunt lecții sfinte în drumul spre cele mai bune rezultate. Au cunoscut succesul pentru că au muncit pentru el. Acum însă au decis să se retragă. În urmă cu 2-3 ani, și atunci am avut să zic un gând așa de a ne retrage, însă Ionela mi-a spus că vreau să rămânem pe la această olimpiadă, că vreau să obțin și o medalie olimpică. Tu ai obținut-o, dar îmi doresc și eu să mi-o obțin pe a mea. Și a obținut-o. Ionela a cucerit argintul la dublu vâzle categorie ușoară alături de Janina van Groningen. La această ediție a Jocurilor Olimpice, Marius, soțul ei, a ocupat locul 5 în finala de 8+1 rame. A reușit în schimb să aducă argintul olimpic la Jocurile de la Tokyo. Dacă ar fi să iau de la capăt, știind cât de greu este și prin tot ce am trecut, aș spune da, fără să stau pe gânduri. Nu ne place să spunem că am sacrificat ceva, pentru că atunci când faci un lucru de drag, acesta nu mai este un sacrificiu. Mondialele din Canada vor fi ultima competiție la care Ionela Cosmiuc va lua startul. Ulterior, spun cei doi, se vor concentra pe familie. Sufletește, încă nu mă simt pregătită, însă probabil că în timp mă voi obișnui cu ideea. Am dat canotajului cei mai frumoși ani și el mi-a dat mie cele mai frumoase rezultate, mi-a dat un soț, o familie. Sunt foarte bucuroasă. Vrem să ne relaxăm, să avem cât mai mult timp pentru noi, să călătorim, să ajungem acasă, să ne întâlnim cu familia, să petrecem timp cu ei, cu toți prietenii, că tot timpul am fost mai pe fugă. Împreună au adunat 19 medalii la marile competiții. Ea are 8 medalii în carieră, e triplă campioană mondială și triplă campioană europeană și a fost la 2 ediții de Jocuri Olimpice. El are 11 medalii în carieră, e dublu campion european, campion mondial și vicecampion olimpic la Tokyo 2020. A participat până acum la 4 ediții ale Jocurilor. În plus, soții Cosmiuc au scris istorie la Paris. Ionela și Marius sunt primul cuplu căsătorit purtător de drapel la o ediție a Jocurilor Olimpice.